m-am teleportat în prezent înapoi, deci acum trebuie, ce trebuie să fac e să mă gândesc cum să-l înving pe boss de boss. A, știu! Deci, o să-l apelăm pe domn dirigente, poate are el o idee. Stai, bă, stai! Așa, deci hai să vedem. Așa. Da, domn director. Deci, domn dirigente, vină rapid în biroul meu. Ok, hai că vin. Ok, am nevoie și de probă de biologie. Așa. Salut, domn profesor de biologie. Veniți rapid în biroul meu. Salut, domn director. Să vin în birou. Ok, hai că vin. Ok, deci acum trebuie să așteptăm. Hai să ne gândim la un plan. Am ajuns, domn director. Am ajuns și eu, domn director. Am venit și eu, domn director. Stai, Ioana, tu pentru ce ai venit? Uș. Am venit și eu, pentru ce are domn Irvinde și ai zis că să vin și eu în birou, că de ce nu? Ia zi, domn director, pentru ce ne-ai chemat? Ok, v-am chemat aici pentru ca să facem un plan ca să-l distrugem pe boss de boss. Și cum vrei să-l distrugem pe boss de boss? Ia zi. Deci, noi o să... Ioan o să se ducă și o să-l țină de vorbă pe boss de boss. Eu, domn dirigentul, o să se ducă în birou, directorul o să-i fure sticla de apă, o să o aduc aici și profa de bio o să o vrăjească și a... Băi, asta, noi n-am mai făcut asta și în sezonul 3. Exact, o să facem ceapă și în sezonul 3. Dacă acum o să ne reușească. Și știu asta. Nu știu dacă chiar o să reușim, dar sperăm să reușim. O să reușim, o să reușim, că mi-am îmbunătățit vrăjile și... Da, nu prea cu mult, dar o să reușim. Ok, atunci, Ioana, du-te. Și domn dirigente, du-te și tu la fel după sticlă. Ok, că mă duc. Așa, așa. Am ajuns, am luat tot ce am plecat. Am adus sticla, am reușit să mă strecur, să fac nu știu ce și m-am adus sticla. Ok. Abracadabra, la cazum! Ok, acum doar trebuie să duci sticla. Țineți. Ok, hai că mă duc, să o duc. Am ajuns, am ajuns. Pune și mă ascund. Am ajuns și eu la școală. Hai că... E bun. Da, am reușit, l-am învins. Ok, clasă, deci l-am învins pe boss de boss. Ia zi, cum l-ai învins? Deci, practic, el leșinase și după ce s-a trezit, eu i-am spus. Vai de mine, ce am pățit, am leșinat. Domn director, tu ce cauți aici? Deci, dacă nu o să pleci în acest moment din școala asta, nu, eu o să... Nu știu, o să îți fac ceva. Oricum, eu vroiam să te chem mâine la mine, mă rog, la noi în școală, ca să zic că îți dau școala înapoi, oricum, nu mai am ce face cu ea. Hai, ne auzim. Bravo, domn director, știam că poți, însă nu prea l-ați învins, el pur și simplu ne-a dat școala înapoi. Deci, școala e a noastră! Let's go! Aici ești tu de dreptate, deci hai să dăm mare party!